Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară. Primarul Comunei Buciu, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 133, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A, și articolul 196, alineatul 1, litera D, în ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucim în ședință publică ordinară în data de 26 august 2021, orele 12 la sediul Cămin Cultural Bucim. Proiectul ordinii de zi este următor. Domnul consilier azi a mai introdus un proiect de hotărâre din cauza unei urgențe pentru dotare Cămin. Dotare dispensar. Da. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2021, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Bucium, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 2, anul 2021, al comunei Bucium, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Bucium, numărul 16 din 31 martie 2021, referitoare la aprobarea proiectului dotare mobilare Centrului Integrat Comunitar în Comuna Bucium, județul Bacău și a cheltuielor aferente acestui proiect inițiator primarul comunei. 6. Diverse. Deci în ședința de astăzi s-au prezentat proiectele de la, pe care le-am discutat deja în comisie politic și economic. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Supunem la vot procesul verbal din ședința trecută. Toată lumea l-a studiat, l-a primit pe cine este pentru. Mulțumim. Dăm cuvântul lui domnului primar pentru a prezenta primul punct al ordinei de zi. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate sau finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Bucium, județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, am inițiat proiectul de hotărâre pe care l-am supus analizei dezbaterii dumneavoastră ca urmare a constatării necesității de aprobare a unui astfel de plan ca măsură ce trebuie adusă la îndeplinirea până la 20 septembrie 2021 ca urmare a controlului exercitat de reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, care a avut loc în data de 8 iunie 2021. Temeiul legal al inițierii se regăsește în mai multe alte normative pe care le-am invocat în preambulul proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile legii 292/2011, asistenței sociale, precum și a ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale, numărul 1086/2018, privind aprobarea modelului cadru al planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean, Consiliul Local, Consiliul General al Municipiului București. În acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre adoptat prin care se propune aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate sau finanțate din bugetul local, conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Doamna președintă. Mulțumim, domnule primar. Acest subiect a fost dezbătut în Comisia Juridică și dăm cuvântul doamnei președinte să ne spună concluziile. În concluzie, membrii Comisiei au votat favorabil planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în 2021 din proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar. Mulțumim. Aveți și comentarii? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Domnule primar, punctul 2 al ordinii de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, am inițiat proiectul de hotărâre pe care l-am supus analizei și dezbaterii dumneavoastră ca urmare a constatării necesității de aprobarea unui astfel de regulament ca măsură ce trebuie adusă la îndeplinire până la data de 20 septembrie 2021, ca urmare a controlului exercitat de reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, care a avut loc în data de 8 iulie 2021. Pe lângă planul de acțiune pentru furnizarea serviciilor sociale pe care l-ați analizat, este necesar să se aprobă prin hotărâre și ROF-ul compartimentului de asistență socială care face obiectul acestui proiect. Temeiul legal al inițierii se regăsește ca și în cazul proiectului precedent, în mai multe acte normative pe care le-am invocat în preambulul proiectului de hotărâre. În conformitate cu prevederile legii 292/2011, asistențe sociale, ordonanță de guvern numărul 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor,
cadrul de organizare și funcționare al serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Consiliul Local al Comunelor a obligația adoptării prin hotărârea regulamentului de organizare și funcționarea compartimentului de asistență socială în baza regulamentului cadru prevăzut în anexa 3 la hotărârea Guvernului numărul 797 pe 2017 și a legislației în domeniu. În acest sens, au fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat în care se propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bucium, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Doamna președintă. Și acest proiect, mulțumim, și acest proiect a fost studiat de membrii Comisiei Juridice și doamna președintă ne poate pune concluzia. În urma studierii proiectului de hotărâre, membrii comisiei au fost de acord cu conținutul acestuia. Atâta vreme cât există și obligativitate în acest sens, absolut. Probabil că nu sunt comentarii, așa că au fost și cerem votul dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumim. Vă rog, domnul primar, punctul 3 al ordinei de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2, anul 2021 al Comunei Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2, anul 2021 al Comunei Bucium și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Pentru fiecare din secțiunile la care am făcut referire au fost întocmite câte o anexă și cuvinte de sumele care au fost stabilite ca planul în trimestrul 2, anul 2021 și sumele respectiv procentele încasate la sfârșitul acestui trimestru. Din analiza celor două anexe s-a constatat că în ceea ce privește veniturile la bugetul local, în trimestrul 2 au fost unele diferențe mai mari de 15% între plan și procentul de încasare la următoarele categorii de impozite și taxe. 1. Impozite și taxe pe proprietate, impozit pe clădini încasat 26%, impozit pe teren încasat 53% și alte impozite și taxe locale încasat 32%. 2. Sume defalcate din TVA, sume din TVA cheltuieli descentralizatoare încasat 62,14%. 3. Venituri din proprietate încasat 84%. 4. Amenzi, penalități și confiscări încasat 38%. Rezultă așadar pentru secțiunea de funcționare un excedent de 1,84.000 lei. În ceea ce privește cheltuielile efectuate în cel de-al doilea trimestru al anului 2021 prin secțiunea de dezvoltare, în analiza coloanei 6 de anexa la proiectul de hotărâre, se poate constata că la punctul 14 din anexa 2 la proiectul de hotărâre în planul pe trimestrul 2 s-a prevăzut suma de 1.018.000 lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. Analizând planul și cheltuielile efectuate în trimestrul raportat se constată că s-a cheltuit suma de 505,52 mii lei, respectiv 50% din ceea ce era propus. În analiza de pierd total sumelor încasate în trimestrul 2 2021, a rezultat un deficit bugetar de 1,54,52 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare. Menționez că deficitul este rezultatul neîncasărilor pentru investițiile aflate în derulare, independent de activitatea instituției, acestea făcând obiectul unor proiecte pentru care trebuie să primim finanțare. Așa se prezintă execuția bugetului local al Comunei Bucium pe trimestrul 1, anul 2021 și având în vedere această expunere, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre. Prezentă. Doamna președintă. Mulțumim. Doamna președinta Comisiei Economice, vă rog. Comisia Buget și Finanțe a dat aviz favorabil privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 2. Mulțumesc. Mulțumim. Cine este de acord cu acest proiect? Mulțumim. Și acum v-aș putea anunța în legătură cu investițiile pe care le avem de făcut, să sperăm că hotărârile care au fost luate ieri de Guvernul României ne vor ajuta. Și în acest sens pot să vă anunț că premierul Câțu a adoptat anumite ordonanțe, ca să zicem. Avem ordonanță de urgență care va permite suplimentarea sumelor prin PNDL 2 pentru a se putea efectua investițiile începute. Deci, să sperăm că ne vom încadra. Ordonanță privind achizițiile publice prin care este simplificat acest proces. Contractele de achiziție vor fi implementate mai rapid, iar absorpția fondurilor europene va crește. Așa că, domnul Cosma, cu ocazia asta ați putem da și un răspuns în sensul că... Doamna președinte, știți ce o zis? Și că vom primi... Doamna președinte, știți ce o zis? Știți ce o zis vorbim? Să vedem. Să vedem, exact. Noi v-am prezentat... Adică când avem bani, lucrările sunt făcute, lucrările sunt făcute și când vin bani... Încercăm să fim optimiști.
Foarte bine, mă bucur. Da, mulțumim, mulțumim. Avem punctul 4 al ordinei de zi, cel suplimentar. Suplimentar, da. Vă rugăm. Referat la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 16 din 31 martie 2021 referitoare la aprobarea proiectului dotare mobilare centru integrat comunitar în comuna Bucium de Bacău și a tuturor aferente acestui proiect. Doamne și domnule consilier, în regim de urgență am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus o modificare a hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 16 adoptată în 31 martie 2021, determinată de înregistrarea unei solicitări de clarificări din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est cu privire la proiectul dotare mobilare centru integrat comunitar în comuna Bucium, județul Bacău. Astfel, modificările care se impun a fi făcute sunt următoarele. 1. Denumirea corectă a proiectului va fi dotare mobilare centru integrare comunitar în comuna Bucium, județul Bacău. 2. Articolul 3 din hotărârea Consiliului Local numărul 16 din 3103/2021 va avea următorul conținut. Se aprobă contribuția propriilor în proiect a luate Comunei Bucium, județul Bacău, în valoare de 18.734,03 lei cu TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului, adică suma de 11.416 lei cu TVA, cât și din contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 7.318 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului dotare mobilare centru integrare comunitar în Comuna Bucium, județul Bacău. Cu privire la această ultimă modificare, în solicitarea de clarificări se precizează că trebuie corectată valoarea contribuției proprie asumată, deoarece valoarea din minim 2% din totalul valoare eligibilă e 7.318,02 lei, reprezintă 1,9999 din valoarea eligibilă de 365.901,19 lei. Întrucât răspunsul la clarificări trebuie retransmis până la data de 1 septembrie, anunțând acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-l aprobați. Doamna președintă. Doamna președintă a Comisiei Economice, vă rugăm concluziile. Mulțumesc. Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat acest proiect privind dotare mobilare dispensar și au dat aviz favorabil. Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Punctul 5. Diverse. Vă rugăm. Ascultăm. Nu sunt probleme, putem închide ședința și pe luna aceasta. Mulțumim și ne vedem sănătoși!